Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Iată-ne în ajunul în care o nouă belea se abate asupra sistemului medical, căruia guvernanții din această țară îi mai pun în cârcă, cât o mai putea duce el, sistemul, o nouă belea. Este vorba de introducerea, începând cu data de 11 decembrie, a obligativității dosarului electronic. Despre ce înseamnă acest dosar și ce intenționează guvernanții să realizeze prin el, o să discutăm astăzi cu doamna dr. Maria Andreci, managerul Spitalului de Urgență Roman. Bună ziua și bine v-am regăsit, bună ziua și bine ați venit, doamna manager. Haideți întâi să stabilim ce este acest dosar electronic și de ce Ministerul și Casa Națională de Sănătate țin atât de mult să-l introducă, deși este el, așa cum o să vedem, o chestiune extrem de controversată. Într-adevăr, în data de 12 noiembrie 2016 va intra în vigoare Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Sănătate pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate al pacientului. Toți furnizorii de sănătate, de servicii medicale care se află sau nu în relație contractuală cu casa de asigurări, precum și medicii din cabinetele private, acele CMI-uri, care dacă nu ai relație cu un contract cu casa de asigurări și ei sunt obligați să utilizeze sistemul dosarului electronic de sănătate și sunt înrolați în platforma informatică de asigurări de sănătate. Aplicațiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale trebuie să fie compatibile cu sistemele informatice din platforma informatică, din asigurările de sănătate și certificate în dosarul electronic de sănătate. Furnizorii de servicii medicale care nu dețin sisteme informatice proprii, aici se referă la acei furnizori privați sau acei medici la cabinetele lor private, vor utiliza portalul dosarului electronic de sănătate pentru a completa și transmite datele în dosarul electronic de sănătate al pacientului. Datele, informațiile sunt transmise în dosarul electronic de sănătate la data externării din foaia de observație, biletul de ieșire în spitalizarea continuă, din foaia de observație de spitalizare de zi, atunci când pacientul se prezintă în ambulatoriu, în ziua consultației sau în ziua întocmirii biletului. Au fost discutate și cazurile, ieri a fost o ședință la Casa de Asigurări și s-au pus mai multe întrebări, printre care și acele situații în care pacientul vine la centru primiri urgențe și dacă starea generală este destul de gravă și trebuie să îl transferăm la alt spital, nu ar fi timp suficient să introduci datele, pentru că pacientul trebuie să plece și cu radiografia și cu toate investigațiile. Prioritar este starea pacientului și nu introdusul datelor în calculator, în dosarul electronic. Plus că sunt pacienți care vin politraume, vin în comă, un accident vascular cerebral, de unde poate să spună domnul, deci nouă ne-ar trebui de fapt cardul de sănătate sau CNP-ul. Iar acel pacient care este în comă, atâta timp noi cât nu știm nici cine este. De unde să știm acel CNP? Și atunci nu putem accesa dosarul electronic al pacientului. Problema este că cei de la casă au spus, în momentul în care nu accesezi dosarul electronic, în timp de 5 zile, în maxim 5 zile de când a fost pacientul, suntem penalizați. Penalizarea vine 1% din contractul pe luna respectivă. Și atunci, domnule, pacientul e în comă, da? Nu avem CNP, nu avem nimic. Cum mă și penalizez că eu n-am introdus datele? Au rămas să vorbească cu cei de la București și să vedem. Au zis că pentru început nu o să trimită penalități, că de multe ori au trecut cu vederea. Într-adevăr, au dreptate. Sunt multe care poate au trecut cu vederea și n-au penalizat. Dar
în momentul în care sunt aceste cazuri, trebuie totuși avut în vedere. Doamna director, vă propun să ne oprim un pic pentru a vedea știrea pe care eu am realizat-o referitoare la nemulțumirile majore ale medicilor de familie. Am discutat aici cu doi dintre cei mai puternici contestatari ai acestui nou document electronic. Este vorba de doamna doctor Bica, vicepreședinta Patronatului Medicilor de familie din Neamț și doctorul în medicină Filip Panait, care știți că de regulă el este un răzvrătit al sistemului, dar pe chestiuni extrem de obiective. Haideți să vedem un pic știrea și după aceea să o comentăm. Intrarea în vigoare, începând cu 12 noiembrie, a dosarului electronic al pacientului a stârnit un nou val de nemulțumiri din partea medicilor de familie, care consideră că în condițiile în care SIUI aproape nu funcționează de mai bine de 2 săptămâni, a venit cu această obligativitate înseamnă o imensă bătaie de joc la adresa celor care lucrează în sistemul de sănătate. Dr. Angela Bica, vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț, exprimă nemulțumirea oamenilor în halate albe față de această nouă anomalie a sistemului medical. Nu știu cum o să intre în vigoare, că nu merge prețul, că doar SIUI-ul ăsta este legat de platforma informatică. Nu ai acceptul lui ca să îi transmit datele medicale. De asemenea, nu știu de ce casa are nevoie de toate datele, casa fiind asigurator. De ce asiguratorul trebuie să știe datele medicale ca să facă triaj ce îți plătește și ce nu îți plătește? Nu mi se pare corect. Nu știm cine are acces la aceste date medicale. Mi s-ar părea mai normal ca datele medicale să fie la Ministerul Sănătății, iar asiguratorul, care este Casa Națională, să dispună numai de un volum minim de informații medicale. Sistemul informatic unic integrat, așa numitul SIUI, are în componența sa sistem de rețetă compensată, sistem de card de sănătate, sistem de validare a serviciilor medicale, dosarul electronic fiind o componentă a sistemului informatic. Procedurile de acces la dosarul electronic al pacientului nu sunt la îndemâna oricui, o care nu are acces la un calculator și care nu știe să-l folosească. 2 milioane e tot sistemul informatic al Casei Naționale. Da, păi... Vă dați seama. Da, dar sistemul ăsta este, deci sistemul unic integrat, are sistem de rețetă compensată, are sistem de card electronic, sistem de de validare și aceasta, dosarul electronic, este o componentă a sistemului informatic. Medicul de familie trebuie să obțină acordul pacientului că este transmit datele, dar eu iau acordul pacientului că îi transmit datele, dar nu știu cui le transmit, lui tata mare. Cine beneficiază de aceste date? Cine se poate uita în el? Pe urmă, pacientul vine, îi semnează acordul, îi mânez matricea, el în termen de 3 zile trebuie să ducă să-și introducă o parolă formată din 6 cifre. Pe care să o țină minte și în momentul în care își accesează dosarul medical să poată să intre. Dacă în termen de 3 zile nu își introduce parola, matricea se anulează și când vine la următorul doctor, iar dă-i și păi acord, iar păi matrice și tot așa, ne transformăm în IT. Și mai tranșant în declarații este medicul de familie de la Bâra, doctorul în medicină, Filip Panait. Acesta susține că în timpul mandatului fostului președinte Traian Băsescu a trimis la Cotroceni un memoriu prin care a demonstrat că introducerea dosarului electronic al pacientului este un element de vulnerabilitate a sistemului de apărare națională a României, deoarece informațiile vor ajunge pe mâna inamicilor țării care le vor folosi pentru a acționa împotriva acesteia. Eu am atras atenția de pe când era președinte domnul Băsescu. I-am trimis un memoriu în care i-am spus că este un act de trădare națională să pui informații strict confidențiale pe un server la care se poată avea acces dușmanii României din exterior.
și să nu spună nimeni că nu li poate spate nimeni serverul, ar trebui să se uite în America la campania electorală când i-au spart serverele doamnei Clinton și a Departamentului de Stat și le-au făcut publici pentru toată lumea. La fel se va întâmpla și cu dosarul electronic. Informațiile vor ajunge pe mâna inamicilor României și vor ști ce boală are fiecare cetățean, astfel încât se poate să acționeze împotriva României. Dacă cunoști bolile, poți să blochezi aprovizionarea cu anumite medicamente vitale. Dacă știi istoricul unui pacient, poți să-l compromiți din punct de vedere social sau politic, făcând publice informațiile. Și poți să știi câți militari potențiali are o țară. De aceea consider că este un act de trădare națională, că nu poți să nu s-a implicat deloc, memoriul n-a fost prelucrat, n-a fost introdus în CSAT, deși se știe că în istorie au existat bătălii câștigate doar pe baza unor informații legate de starea de sănătate a populației din societate. Marea problemă a momentului este aceea că sistemul informatic unic integrat se află în comă și nu poate fi accesat nici de medici decât noaptea. Pe de altă parte, aproape jumătate din populația țării trăiește în mediul rural și nu poate avea acces prea ușor la un calculator. Introducerea dosarului electronic al pacientului a fost refuzată de țări ca Germania, în timp ce politrucii de la București așteaptă ca pacienții din România să fie cobai. Are și dosarul electronic, pentru că toate sunt împreună, și observând eu că nu putem să ridicăm rețetele în platforma informatică, că de două săptămâni nimic nu merge, practic sistemul este în comă, mă întreb și eu cum o să funcționeze dosarul electronic de sănătate, că noi muncim și noaptea acum. Și vă imaginați dumneavoastră că zice că e în folosul pacientului. Nu este în folosul nimănui, pentru că 50% din populația țării este în mediul rural și cel puțin 40% nu știe să folosească un calculator. Dar nu trebuie să mai genereze nu știu ce matrici de securitate și să intre și să facă. Deci sistemul acesta este pentru ca noi să vindem secrete medicale cu autorizații de la guvern, un guvern de trădători, o țară de trădători, care după ce au vândut păturile la austrieci, la oricui i-o da bani, acum vând sănătatea oamenilor, companiilor multinaționale. În realitate, accesul la dosar va fi permis celor care au bani. Adică vor face studii, așa zise, studii de caz, vor intra în platforma informatică pentru că legea le permite să facă studii clinice și vor furniza informațiile companiilor multinaționale care vor produce medicamente strict pe necesitățile României și vor putea să șantajeze România la prețuri și la orice. Germania au refuzat să se conformeze unei astfel de directive, că ideea a venit nu de la Uniunea Europeană, ci prin Uniunea Europeană, de la marile companii farmaceutice care vor să câștige bani mulți pe seama proștilor de români. Da. Și guvernul nostru, nu numai ăsta de acum, sunt guverne de trădători. Pe de altă parte, medicul Filip Panait susține că până acum dosarul pacientului stătea sub cheie la medic, care nu-l dădea nimănui. Impunerea de către stat a legii dosarului electronic încalcă Constituția României, drepturile pacientului ca om. A căror secrete medicale vor apărea prin presă, că vor apărea din dosarul acesta. Unii din ei poate au avut sifilis, poate au avut SIDA, poate au avut alte boli care nu trebuie cunoscute de populația întregii țări. Și acum, cu dosarul acesta de sănătate, se va ajunge în piața publică, știți? Atât e de secret dosarul ăsta, încât la moară și la frizerie. Mai lipsă.
Medicul Filip Panait susține că eficacitatea dosarului electronic al pacientului va fi zero, dar grav se pare faptul că țara va putea fi târâtă și în procese la CEDO pentru încălcarea drepturilor pacientului. Așa cum astăzi se scurg în presă tot felul de informații din stenogramele DNA-ului, de pildă, la fel se poate întâmpla și cu dosarul unor pacienți celebri, ale căror boli vor fi expuse în piața publică, susține medicul Filip Panait. Deci ați văzut poziția celor doi colegi ai dumneavoastră din sistemul de medicină primară. Care vi se par mai pertinente observațiile? Observațiile doamnei doctor Bica și ale doctorului Filip, care susțin că peste 40% dintre pacienții se află la țară, în mediul rural, oameni bătrâni, oameni care habar n-au decât acum mai modern să răspundă la un telefon, nici de cum să aibă acces la un calculator, la un dosar. Tocmai de aceea s-au gândit cei de la Ministerul Sănătății ca nu numai pacientul să aibă acces la dosarul electronic, ci și un reprezentant legal al pacientului. De obicei, cred că va fi unul din copii reprezentantul dacă legal. Are și dacă are. Are, dacă nu are, tot la fel, cineva va fi un reprezentant legal și atunci accesul direct al pacientului la propriul dosar sau reprezentantul se face numai prin intermediul portalului și după autentificare. Autentificarea pacientului în portal se realizează după generarea matricei de securitate. Ce este aceea o matrice, să explicăm, că despre această matrice vorbește și doamna doctor Da, Bica matricea și... de securitate reprezintă un instrument de autentificare în sistemul dosarului electronic. Este un fel de cod eliberat de către medici la solicitarea pacientului în baza actului de identitate. Pentru când se întocmește dosarul electronic, pentru prima oară, medicul este cel care eliberează matricea, după care pacientul, matricea are o serie unică generată automat de acest sistem. Da? Numărul de matrici poate fi generat pentru pacient nelimitat, adică pacientul se poate duce acasă și își poate, de frică, să spunem, domnule, să nu intre XY în dosarul meu și să vadă, eu îmi pot schimba și matricea și parola. Și atunci, de câte ori dorește, acea matrice poate fi schimbată tocmai pentru a avea, să spunem, o siguranță, ceea ce nu există, că nimeni nu accesează dosarul meu electronic în lipsa mea. Bun, cea de-a doua obiecție a doctoriței Bica, dacă ați văzut-o, este legată de faptul că acest, de altfel o spune, după cum ați văzut și doctorul Filip, că acest sistem de electronic se află întreaga platformă, acel SIUI, sistem informatic pe care se găsește cardul, rețeta, vreo patru elemente sunt. Acolo se află în comă sau în moarte clinică. El se apropie de o proastă funcționalitate de aproape o lună, după ce știm că el timp de 10 zile n-a funcționat deloc. Spune, domnule, cum se poate lucra și să ne mai pui în cărcă și această operațiune? Au găsit răspuns și la cei de la casă. Cei de la casă au spus că atâta timp cât SIUI-ul nu funcționează, putem transmite datele offline în 30 de zile. Și ca să se acopere, cei de la casă chiar au dat o adresă către spitale spunând că dacă până în, la sfârșitul lunii, să spunem, nu merge sistemul, te duci offline până la raportare. Dacă nici până la raportarea la casă nu funcționează și nu poți valida online, atunci până când sistemul va funcționa, totul transmiți offline, urmând ca atunci când funcționează să transmiți online, să validezi spre online. Deci, din punctul lor de vedere, găsesc... Mie, din afara sistemului, mi se pare cumplit de birocratizat această relație între medic, a cărui menire este aceea de a consulta pacientul, de a-i acorda asistența medicală necesară, mai ales în caz de urgență, și această birocrație excesivă aveți care îi se pune în cărcă. Dreptate, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi, la nivelul spitalului,
dacă nu raportăm în termen de 72 de ore. Până la noul contract erau 72 de ore de când pacientul ieșea din spital. Nu interesa că acele 72 de ore era vineri după amiază, sâmbătă, duminică, luni ne invalida foaia. Acum au introdus 3 zile lucrătoare. Și ne întâlnim cu situația în care nu funcționează sistemul, noi punem, validăm online, offline, și atunci pacientul se duce la farmacie să-și ia rețeta, cum și... i-o dă, că nu e offline, trebuie online, o validează online. Dacă noi nu reușim după aia să o mai validăm online, casa îți impută rețeta, îți impută internarea și ne vom trezi, de fapt, de drept. Câte asemenea imputații aveți la nivelul Spitalului Român? Pe parte de rețete, nu putem spune pe anul ăsta, pentru că acestea vin imputate în momentul în care ajunge Curtea de Conturi în control la dumnealor și controlează și abia apoi dau decizie pe rețetele care au fost transmise offline-online. Noi ce decizie am primit? Am primit pentru 2014-2015. Când erau câte invalidate? Nu, pe atunci nu era problema de invalidare. Au venit decizii pe rețete în care s-a suprapus spitalizarea de zi cu spitalizare continuă. Deci au fost pacienți veniți dimineața cu un ambulatoriu în care s-a întocmit o foaie de zi. Cu, să dau un exemplu, o unghie încarnată. Da? S-a făcut cura unghiei încarnate, a plecat acasă. La prânz, după amiază, i s-a făcut rău. Avem chiar un caz. Hemoragie digestivă superioară, hematemeză melenă. Păi, nu poți să-i spui omului, domnule, ai avut, plus că omul nici nu-ți mai spune că a venit dimineață. Da? Ne-am trezit cu situația în care a ajuns în CPU, i s-a făcut internare, dus în ATI, tratat corespunzător și acum că în aceeași zi pacientul a avut și foaie de zi, a avut și foaie continuă. Și spitalizarea, cum ar veni de zi, să dăm bani înapoi. Am avut pe 2013, nu, pe 2014, vreo 10-12 cazuri din astea, iar pe 2015-13 cazuri în care casa valori cât? Valori nu mai amintesc dar cât, o valoare dar mare? De ajuns la o, adică atunci când trebuie, când vine Curtea de Conturi și te controlează și îți impută și un leu de trebuie să-l dai, toți sunt bani. Nu știu valoarea exactă, dar sunt... Luni a expirat termenul în care trebuia să raportați serviciile medicale. Sistemul n-a funcționat. Cum v-ați descurcat? Cu greu. Domnul... Deci au fost transmise offline, urmând ca acum când funcționează sistemul să le transmitem, o să dea validare online. Dar medicii spun că tot nu merge, că numai noapte merge, funcționează, răspunde sistemul. Aceeași întrebare am pus-o și noi ieri la casă și cei de la casă au spus cum, astăzi funcționează. Noi am plecat de la spital, știam că nu funcționează sistemul corect, dumnealor cât de dimineață au fost informați și sistemul funcționează corect. Am înțeles că aceste defecțiuni erau raportate pe niște adrese de e-mail în care era înregistrat electronic reclamația respectivă și se răspundea imediat la ea. Am înțeles că acum de 3 săptămâni nu se mai primesc răspunsuri nici la aceste e-mail-uri. Nu se primesc răspunsuri, plus că dumnealor au dat adrese către spitale în care au spus în momentul în care nu funcționează sistemul online, totul să dăm offline. Deci noi să ne facem activitatea offline, fără să transmitem datele. Medicii de familie susțin că nu este legală, că în lege se stipulează clar că serviciile medicale nu pot fi validate decât în sistemul acesta online și că ei nu își pot asuma asemenea riscuri care îi predispun fără discuție la imputări majore ale serviciilor medicale. Aici au dreptate și noi suntem de aceeași părere, dar dacă cei de la casă de câte ori pui problema asta spun că, domnule, trimiteți offline,
Deci, problemele medicilor noi de bunoară, n-am mai dat rețete electronice. Dacă sistemul nu funcționează online, de teamă să nu ni se impute aceste rețete peste un an, doi, când vine controlul la casă, nu mai dăm rețete. Deci, de suferit vor avea tot pacienții, pentru că nici noi nu ne putem asuma, pentru că cei de la casă ce spun? Voi dați. Ok, noi am dat. După care vine după 2 ani și să dai notă explicativă de justificare de ce ai dat rețeta și pe baza ce adrese. Mai avem noi peste 2 ani de zile secțiile, mă refer. Adresele de acum 2 ani, ce au hotărât cei de la casă? Nu. Și te vezi în situația în care ți se impută sumele respective, care n-ai nicio vină, că tu ca medic n-ai făcut decât să dai o rețetă pacientului și atunci să nu mai fii pus să plătești, îi dai rețetă obișnuită. Aș vrea să ne oprim un pic apoi și să comentăm obiectiile pe care le ridică doctorul Filip Panait în ceea ce privește acest experiment care se face în România, în condițiile în care Germania a respins categoric sugestia Uniunii Europene, că am înțeles că asta este o directivă a Uniunii Europene, iar noi în România avem totdeauna poziția ghiocerului față de ceea ce vine la Uniunea Europeană, susținând că este vorba de o vulnerabilizare a sistemului de securitate al țării, a pune la dispoziția acestor companii multinaționale de medicamente situația cu starea de sănătate a cetățenilor țării în discuție. Într-adevăr, Germania a refuzat, dar vedeți dumneavoastră că au refuzat cei de sus, n-au refuzat medicii sau... Deci, de la început ei au văzut că există o vulnerabilitate, cum spune și domnul doctor, la securitate, la confidențialitate, adică la starea generală de sănătate a pacientului și au refuzat. Noi, ca întotdeauna... cum ați spus, luăm poziția ghiocelului, nimeni nu zice nimic, cei de sus au aprobat, noi ne conformăm. Poate ar fi bine să nu ne conformăm, într-adevăr, și să avem și noi un cuvânt de spus, pentru că nu mi se pare corect ca... Nu e problema că medicul de familie se uită și vede bolile mele sau nu știu, e normal, sau că mă uit eu ca medic ce boli a avut pacientul. Mi se pare corect, pacientul nu poate vorbi sau nu știu ce, să intru pe dosarul electronic să văd. Dar nu numai noi putem avea acces. Aici spune că asta e există problema. O lipsă de control asupra... Aici e problema, lipsa de control și atunci vor intra aceste date personale pe mâna... nu știu căror persoane și în momentul în care devii o persoană publică, să spunem, să-ți dea pe Facebook sau pe nu știu ce, pe unde bolile tale, să exact ieri la casa de asigurări, unul din medici întrebasim, ok, și avem acces și la dosarul electronic a domnului președinte în cazul ăsta? Păi, da. Că se poate intra un hacker sau un știu ce, poate accesa toate datele și mi se pare corect să ne trezim în momentul în care așa că ai o problemă de sănătate, că oricare putem avea o problemă de sănătate, da? Și tu suferi să mai apară și în public că uita... Aici este problema, de exemplu, la starea de sănătate a președintelui, aici chiar trebuie făcut de administrația prezidențială cunoscută poporului care e zbolie, dar aici doctorul Filip vorbea de acele boli rușinoase de care n-au fost ferite nici bulele albe. Păi cam la astea ne referim, că bolile venerice, dacă apare că doctorița Andrici are o viroză, nu e nicio problemă. Dar ea să apară, doctorița Andrici are nu știu ce boală, aici ai, da, înțelegeți? Da, de zona bolilor venerice, bolilor rușinoase. Tocmai. Păi aici asta spunea doctorul Filip, dacă ați remarcat, spunea, domnule, deci în momentul în care tu vezi că în societatea noastră apar în presă informații confidențiale din aceste dosare de cercetare penală de pe la DNA, se scurgă în presă, ce o să se scurgă către presa de cancan, asemenea picanterii? E posibil.
Este foarte posibil. Tocmai din cauza asta suntem de acord să nu îl punem în aplicare, dar se pare că ei s-au asigurat și au zis destul de clar. Penalizare. Nu îl folosești, penalitate la contract în luna respectivă. Bun. Acum vom vedea. Eu, uitați-vă, de exemplu aici, mi se pare că ar interveni acest rol major al asociației pacienților. Dacă o asociație a pacienților puternică atacă acest act normativ la Curtea Constituțională, este fără discuție că va fi un punct câștigat, pentru că este anticonstituțional. Deci Constituția prevede clar, nu mai vorbim de acea lege pe care dumneavoastră cel puțin ați păstrat-o cu sfințenie a legii, potrivit căreia medicii nu au voie secretul. Da, secretul, deci confidențial. Da. Într-adevăr, dacă Asociația Pacienților ar lua în discuție din dosar electronic și ar face ei să fie cei care să fie împotrivă, eu cred că să se zizeze la Curtea Constituțională ar fi o soluție de împotrivire. Pentru că noi medicii, nu că nu vrem, noi oarecum suntem constrânși de acest contract cu casa, de penalitățile care imediat ți le impun și să-ți dea 1% pe luna respectivă la prima abatere, că la a doua abatere îți dă 3 sau 5% pe 3 luni, înțelegeți? Și tu, ei te leagă de mâini și de picioare, într-un fel, că la o adică avem nevoie de bani. Bun. Să plătim, să... Doctorița mai spunea în felul următor, deci ca să poți introduce datele dintr-un dosar personal al pacientului, ai nevoie de consimțământul scris al acestuia. Dacă eu, pacient, nu sunt de acord și nu-mi dau acest acord scris, ce se întâmplă? Vă mai poate cineva penaliza? Nu, dar tot accesez dosarul, accesez dosarul și acolo presupun că o să fie scris pacientul. Declar pe așa că nu sunt de acord cu datele, dar ei să vadă că ai avut intenția de a accesa și de a introduce datele. Pacientul are dreptul să aleagă, domnule, eu nu vreau să introduc datele. Oricum, mi se pare o problemă extrem de controversată și de fiecare dată nu se pune de asemenea problema supra-solicitării și medicilor din punct de vedere. Că... Domnule, la câte avem pe capul nostru acum, ne mai transpui și în... Da, pentru că în spital pacientul când este internat, la externare noi dăm un bilet de externare. Biletul de externare este scris de mână, nu este scris la calculator. Încă nu avem sistemul informatic pus la punct în care să dăm efectiv toate datele. Și atunci noi ar trebui cineva, presupun că registratorul, asistentul, că încă nu știm cine, că am întrebat și noi, domnule, da, personal, de unde? Trebuie să angajezi, nu? Ca să angajezi personal îți trebuie bani, să-i plătești. Vă descurcați, a fost răspunsul. Noi ar trebui cineva să introducă, să bată la calculator și biletul de externare, să facă și scrisoarea medicală. Acum, analizele n-ar fi o problemă că acestea face exportul din CUI în dosarul electronic în DIAS. Deci cam, plus că trebuie să introduce radiografiile, tot introdus de mână, că nu le ai pe sistem informatic. Alte explorări, tot, examenele de intersecție. Ești internat pe ortopedie, ai un consult cardiologic, ai un consult chirurgical și toate astea trebuie să introduce tot de mână, nu? Bătute la calculator de registrator. Păi și atunci registratorul câte se mai facă? Nu numai asta, dar mie mi se pare că acest registrator ar trebui să aibă pe lângă cunoștințe de operarea sistemului electronic și cunoștințe, cunoștințe medicale. Pentru dacă sunt atât de complicate acum, aceste diagnose, și-au însușit? Și-au însușit, da, da, că nu ai cum. Și sunt o parte care sunt chiar asistenți la bază.
și ocupă postul de registrator medical. Deci, doamna director, am lămurit cum este cu beleaua aceasta. Aș vrea să îmi vorbiți acum de celelalte greutăți cu care vă confruntați în această perioadă. Spuneți-mi, în ceea ce privește analizele, am înțeles că iar n-ar mai fi bani și că iar ar fi vorba de liste de așteptare pentru acele analize pe care trebuie să le facă pacienții. Cum stați cu fondurile? Noi fondurile de la casă pe analize le-am primit. Adică lună de lună primim decontarea conform... Dar sunt limitate fondurile astea, nu sunt oricât. Da, sunt limitate. Avem cam, din câte țin minte, 22-23 de mii de ron pe parte de analize. Extrem de puțin. Puțin, într-adevăr. Dar astea sunt pe analizele pe ambulatoriu. Pe pacienții internați nu avem o limitare. Pacientul internat are nevoie de analize, urgențe, toate astea se iau. Pe ambulatoriu, într-adevăr, se face listă de așteptare, dar dintotdeauna a fost listă de așteptare. În funcție de câte fonduri au fost, atâtea solicitări au putut, atâtea analize au putut efectua. Într-adevăr, trebuiesc mai multe fonduri, nu putem spune nu. Ar trebui poate și mai multe și analize mai noi introduse. Am luat în calcul și am zis pentru la anul să vedem exact cum putem face și achizițiile tot, să introducem și noi analize, precum analize de imunologie, și hormoni, în afară de hormonii pe care îi lucrăm acum, să mai introducem și alții, ca pacientul să nu mai fie trimis și în alte părți, să poată efectua toate analizele în spital. Ce noutăți aveți legate de aparatul de radiologie? Ne întoarcem la veșnica poveste. Noutăți mai sunt. Din câte am înțeles, banii nu-i primim de la Consiliul Județean, s-a ajuns la o înțelegere cu primăria și o să plătim noi aparatul, urmând ca anul următor să fie alocați banii de la Consiliul Local pentru alte lucrări pe care ar fi trebuit să le facem anul acesta. Îi aveți în buget cei 400... Da, da. 482.000. Îi avem pentru că noi a trebuit să facem dovada celor de la firmă că sunt banii și atunci a avut loc și modificare de buget aprobat în care banii respectivi, lucrările care trebuiau efectuate sau aparate, ce trebuia noi să mai luăm anul ăsta, am renunțat la tot ce a însemnat dotare și am pus fondurile deoparte pentru a arăta celor de la Siemens că noi avem banii, că trebuia făcută o dovadă. Într-adevăr, noi nu am plătit penalități până la sfârșitul anului, nu se plătesc penalități, tocmai pentru că am și arătat că acești bani sunt, le-am explicat că sunt din fondul spitalului, dar noi aveam un protocol sau cu cei de la Consiliul Județean în care urma să ne dea banii, explicându-le toată problema, au înțeles și au zis că așteaptă până când, dar întrucât nu există înțelegere, pentru Spitalul Roman, că pentru Spitalul Piatra Neamț se dau nu mulți, foarte mulți bani. Așa, o să plătim noi aparatul, urmând ca anul următor să avem sprijinul Consiliului Local și a Primăriei pentru alte lucrări care trebuiau făcute anul ăsta, să primim fonduri de la dumnealor. Când ar urma să virați această sumă și să-i dați drumul în sfârșit și aparatului? Acum, la începutul lunii, pe 3-4 noiembrie, s-a făcut acel training cu asistenții și cu medicii. Cei de la firmă au venit și au arătat cum se lucrează pe aparat. Urmează să se facă recepția finală de punere în funcțiune și imediat cum avem tot procesul verbal de punere în funcțiune, procesul verbal de recepție, totul, vom achita și vom face și plata. Când se va petrece acest lucru? Cam în jurul cărei date? Cât de curând, în funcție de cât de repede se face și recepția finală.
ambulanța. Pentru că vom face plata în momentul în care să vedem că este și funcțional aparatul. Ambulanța, noutăți? Noutăți ar fi noi, deci când am primit de la Ministerul de la Piatra Neamț, au primit de la Ministerul Sănătății o adresă precum că se va face un punct de lucru la Roman pentru mașina timp, dar după ce vor primi toate avizele din Consiliul Județean, am fost la București pe 20 octombrie și cei de la Ministerul de Interne, noi cerusem o audiență la domnul doctor Arafat și s-a nimerit să fim acolo, ne-au chemat la dumnealor și ne-au spus că s-au gândit că un punct de lucru sună cam implică mai multe și atunci ar trebui să existe un protocol de colaborare între Spitalul Piatra Neamț și Spitalul Roman, urmând ca mașina să stea la Roman. Acest protocol de colaborare există între, este în București, între Spitalul Floreasca cu Spitalul Bactazar Arsenie și Spitalul Universitar, pentru că și în București legea este aceea și ai voie doar o mașină, ar veni un upus murt și pentru că toate sunt spitale de urgențe, atunci ca să nu existe mai multe upus murt, au upus murt la, cu mașină timp la Floreasca, iar celelalte spitale sunt contract de colaborare cu timp parțial de muncă medici asistenți plătiți de Spitalul Floreasca. Exact la fel să facem noi la Piatra Neamț. Am zis că da, ok, sună bine, ne apucăm. Nu, 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 așteptați răspuns de la Ministerul Sănătății, că noi am dat către Ministerul Sănătății. Într-adevăr, mi-a arătat și adresa tot, cu număr, cum am dat. Am sunat ieri la ședința de la casă, m-am întâlnit cu domnul director medical de la Piatra Neamț, l-am întrebat dacă au primit vreo adresă, n-au primit absolut nimic, doar cea care a fost cu punctul de lucru, au făcut adresă către Consiliul Județean. Dimineața l-am sunat pe domnul doctor Păsălău, care este coordonatorul UPU de la Piatra Neamț, care a spus că a vorbit și dumnealui și la Runos la spital, a vorbit și cu cei de la Consiliul Județean, urmând să trimită către minister răspunsul că cei de la Consiliul Județean sunt de acord cu acest punct de lucru. Cum începe campania, nu mai știu, mai departe s-a trimis adresa la Ministerul Sănătății. S-ar putea ca demersul să fie un pic mai simplu, pentru că chiar azi dimineață doctorul Raed Arafat a anunțat achiziționarea la nivelul întregii țări a acestor centre de permanență și asta a încă aproximativ 500 de mașini tip... Da, da, mașinile astea smurd sunt... Mașina timp este de terapie intensivă mobilă, este dotată complet, este cu medic, asemenea este ceva... echipaje vor. Da, dar nu cred că chiar 500 poate să pună cu medic cu tot. Vor fi mașini smurt, cum au și pompierii, și vor cu dota paramedici. Cu paramedici, șofer și paramedic, iar mașini timp... sunt câteva. De fapt, pe fiecare județ cam câte o mașină, maxim două. Am înțeles că acel exercițiu, acel ultim exercițiu despre care vorbeam împreună și v-am sunat atunci când a fost vorba de activarea acelui cod alb, planul alb de care discutam, s-a ajuns la concluzia că au fost mobilizate toate forțele spre acest exercițiu și au avut foarte mult, adică n-au mai putut satisface în timpul acesta urgențele și a fost o mare, mare problemă. Da, într-adevăr, în momentul în care se întâmplă un dezastru și planul alb spune că tot ce înseamnă cazuri în UPU, CPU, care nu sunt urgențe majore și pot fi amânate, le dai deoparte, da? Și te ocupi de acele cazuri grave. Dar în momentul în care se activează planul alb și sunt victime foarte multe, că și în cadrul planului alb este un cod galben și un cod roșu. Codul galben este atunci când cei din CPU fac față numărului de cazuri și nu înseamnă să chem de acasă și doctorii de pe secții, iar codul roșu este atunci când numărul de prezentări sunt foarte
mulți pacienți și trebuie chemați de acasă toți medicii, toți asistenții și eventual informați pe raza unde ești și spitalele alăturate. Din Roman, să dăm un exemplu, va fi informat și Spitalul Piatra Neamț și Spitalul Bacău și Iașu că la nivelul Romanului s-a întâmplat un dezastru cu victime multiple și atunci ISU informează pe toți. Vor fi alertați și spitalele învecinate, tocmai pentru că nu ai cum tu un spital, cum suntem noi, nu suntem un spital universitar cu o capacitate foarte mare să zici că să primești foarte mulți pacienți și direcționezi către alte spitale. Spuneți-mi, ați avut probleme în ceea ce privește fondurile pentru acele gărzi care trebuiau plătite la suma actualizată pentru la salariul pe 2016? Nu am avut probleme pentru că conform ordonanței 43 banii care sunt suplimentari pentru aceste gărzi plătite sunt date de către casă și atunci casa este obligată să vireze banii. Și va vira banii deja? Da. Nu, n-am deci n-au existat probleme pentru că între timp ați văzut că documentul a fost deja contestat. Deci noi suntem obligați până în data de 5 a fiecărei luni să raportăm către casă care sunt sumele care trebuie să ni le deconteze pentru ordonanța 43 și pentru ordonanța 20. Așa, pentru ordonanța 35, care de anul trecut suma este fixă, nu interesează că ai mai făcut angajări sau așa, ei îți virează la luna august din 2015 acea sumă fixă. Pe când la ordonanța 20 și la ordonanța 43, lună de lună, în funcție de ce angajări mai faci, ce medici mai intră în gări sau nu, ei îți decontează valoarea exactă, reală. Am să vă întreb acum o chestiune un pic mai delicată, care sper să nu încalce confidențialitatea, pentru că nu veți răspunde cu nume și prenume, dar vă întreb, se punea problema acestei supra-solicitări a oamenilor care lucrează în sistemul sanitar. Cât de bolnavi sunt oamenii în halate albe? Pentru că ați avut și dumneavoastră câteva situații dramatice. Într-adevăr, noi, an de an, medicina muncii își face treaba, să spunem, și trimite pe fiecare secție șefului de secție că personalul din secția respectivă trebuie să se prezinte pentru analize, pentru investigații, pentru tot ce presupune fișa salariatului. Iar dacă sunt probleme, doamna doctor de medicina muncii ne informează și în funcție de ce probleme de sănătate are fiecare, atunci va depunarea au fost deci când au fost inapt condiționat. Cu schimbarea locului de muncă, din am avut angajat brancardier în CPU, care a fost operat pe coloană, hernie de disc, cu RMN făcut în care evidenția multiple hernii de disc și la etajul superior, inferior de unde a fost operat. Domnul respectiv nu, în momentul de față nu acuza nicio durere, era bine, dar la fel, un bracardier înseamnă să cari, să ridici, da? Și atunci a fost transferată pe o altă secție unde ridicatul nu implică atât de mult cum este în CPU, că în CPU toți pacienții care vin pe targă trebuie să-i duci la radiologie de pe targă, îl muți pe pat, de fapt de cum intră, dacă stăm să o luăm, de pe targa, de pe ambulanță, îl muți pe targa noastră, pe patul nostru, de pe pat îl muți, de-l duci în radiologie, acolo dacă îi faci rază o tură, îl mai faci o ecografie, iar îl muți din nou, ei, și n-ar fi făcut față. Am mai avut cazuri în care, pe lângă fișa medicală cu analize cu toate, trebuie adus și de la medicul psihiatru și consultul psihologic, examenul psihologic. Am avut situație în care a venit inapt
din punct de vedere psihiatric, inapt din punct de vedere psihologic, inapt dat de medicina muncii, noi ce puteam să zicem că este apt? Noi nu facem decât să respectăm legea. Iar, într-adevăr, de supra-solicitare, tocmai pentru a nu avea probleme cum au fost și în alte spitale, am mai tot scos la concurs posturi acolo unde secțiile se cereau asistenți, infirmieri. Care sau... e situația ultimelor concursuri? Noi deci, vom avea concursuri, au și început, de fapt, pe asistent medical debutant în pediatrie, un post, asistent medical debutant obstetrică ginecologie, tot un post, asistent medical debutant jumătate de normă pentru serviciu de anatomie patologică și prosectură, autopsier, de fapt, asistent medical grad principal pentru serviciu de management al calității serviciilor medicale, muncitor necalificat în blocul alimentar, un post, pentru audit intern, un post, referent de specialitate economist 1A, pentru serviciu de management al calității, referent de specialitate debutant, pentru biroul achiziții, îl scoatem la concurs din nou, a patra oară de acum, referent de specialitate debutant de data asta. Mai avem două posturi pentru pasnic, pe perioadă nedeterminată și unul pe perioadă determinată. Asistent medical debutant generalist în CPU, acele cinci posturi care erau de pază au fost transformate, știți, prin hotărâre de Consiliul Local în patru posturi de asistenți și unul de medic, și cele patru posturi le scoatem acum la concurs. Asistent medical generalist debutant cu atribuții de statistică pentru serviciul de informatică și statistică și pentru blocul operator, asistent medical generalist în principal, pentru că una din doamnele asistente de la blocul operator s-a dus pe secția de chirurgie devenind asistentă șefă și atunci a rămas un post liber și trebuie ocupat. Când au loc aceste concursuri? Data exact în decursul lunii noiembrie și începutul lui decembrie, că proba scrisă, proba orală, au avut loc luni și miercuri, săptămâna asta, pentru infirmier la chirurgie. Și s-a ocupat? Da. Da, doctor, astea ar fi problemele mari cu care se confruntă spitalul de la ultima noastră conferință și până astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă spun o zi bună!